Rugăciunea noastră să fie, Doamne, deschide cuvântul Tău, cel viu, cel lucrător, cel plin de putere și vorbește-ne. Apoi, Doamne, deschide și inima noastră și mintea noastră și fă ca acest cuvânt să devină hrana noastră și sănătatea noastră spirituală. Textul pe care vi-l aduc înainte, pe care vi-l propun pentru dimineața aceasta, este Iosua, capitolul 5. Iosua, capitolul 5, versetele 13, 14 și 15. Fie că urmăriți pe ecran, fie că în Scriptura noastră, unii aveți chiar Biblia pe telefon, dar rânduiala este ca telefonul să stea închis, nu inima, telefonul. Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns: nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și i-a zis: ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Amin. Duminica trecută, un mesaj de încurajare, de îmbărbătare, de motivare pentru lupta spirituală. Fratele păstor ne-a adus din partea Domnului acest mesaj puternic, cuvântul profetic pe care Domnul l-a spus lui Iosua, pentru timpul lui, pentru generația lui și pentru un cu totul alt sezon. Un sezon în care de acum Israel nu mai avea să umble și să pribegească în pustiu, acea etapă se încheia. Israel trebuia să treacă Iordanul și să ia în stăpânire țara. Și o foarte mare responsabilitate cade pe acest nou conducător, Iosua. În dimineața aceasta nu mergem prea departe de această temă, pentru că suntem în același context, în aceeași dorință, în aceeași rugăciune, în aceeași aspirație spirituală. Așa cum se spunea de la bun început în anul acesta, 2013 va fi un an cu lupte spirituale, un an însă cu biruințe spirituale, și credem că și lecția din această dimineață va ajuta și va contribui și va motiva biserica pentru ce înseamnă această luptă, ce înseamnă această pregătire pentru luptă. Nu trebuia trecut doar Iordanul și a fost trecut ca și Marea Roșie în mod miraculos, apele s-au despărțit, evreii au traversat acest râu pe uscat. Sigur că strategia a fost puțin diferită de Marea Roșie. Acum însă le stătea înainte o cetate uriașă, o cetate puternică, Erihonul. Un obstacol pe care nu îl mai întâlniseră niciodată. În toată pribegia lor prin deșert, nu avuseseră înaintea lor o cetate de anvergura și de
puterea Ierihonului. Dar înainte de orice Ierihon, înainte de orice luptă, există această întâlnire cu Dumnezeu. Și credem noi că această întâlnire cu Dumnezeu este cheia pentru biruință. Este cheia pentru strategie, este cheia pentru felul în care trebuie dusă lupta. Și e foarte, foarte importantă această întâlnire cu Domnul și această lecție pe care Iosua o învață aici, în fața Ierihonului. Traversaseră Iordanul. Ce credeți că au făcut? Primul lucru. La Gilgal, au tăbărât la Gilgal, au traversat Iordanul, miraculos, au tăbărât la Gilgal. Ce au făcut? Au sărbătorit Paștele. Și spune cronicarul, zice, știți, pentru prima dată Israel a mâncat din grâul țării, a făcut azime din grâu și zice, a doua zi, după asta, ce s-a întâmplat? Mana a încetat. Până și meniul li l-a schimbat Dumnezeu. Le-a spus, de acum e vremea să mâncați boabe, e vremea să mâncați hrană tare, de acum vă așteaptă țara de luat, vă așteaptă locul care trebuie călcat prin credință, vă așteaptă cetățile care trebuie cucerite. E un alt sezon, complet un alt sezon. Aș vrea să spun asta pentru Emanuel. E un alt sezon pentru Biserica Emanuel. Intră Biserica Emanuel odată cu acest an într-un alt sezon, într-o altă etapă, într-o altă perioadă. Tema mea sau lecția mea se intitulează Când Dumnezeu spune nu. Când Dumnezeu spune nu. E foarte ciudată această întâlnire a lui Iosua. După sărbătoarea Paștelui, după minunea Iordanului, după încetarea manei, Iosua stă și contemplă, se uită la cetatea Ierihon de la distanță, se gândește poate ce voi face, cum voi face. Duhul Sfânt îi șoptea în minte și în inimă, Iosua, Dumnezeu ți-a spus că este cu tine și vei birui în tot ce vei face. Da, da, asta e cu totul altceva. Ierihonul, să cucerești cetatea asta, e cu totul altceva. Și aici e marea lui lecție. E o lecție foarte interesantă și foarte importantă. O să vedem despre ce-i vorba. Când Dumnezeu spune nu. Se apropie de el un om care stătea în picioare cu sabia scoasă din teacă. Iosua se duce și el și are această întrebare. Ești dintre ai noștri sau ești dintre vrășmașii noștri? Căpetenia aceasta sau omul acesta războinic i-a adus un răspuns pe care el nu l-aștepta, la care nu se aștepta. I-a zis nu. Nu. Nu adică ce? Nu ești de-ai noștri? Nu ești de-ai vrășmașilor noștri? Ce înseamnă nu-ul ăsta? Și căpetenia e foarte specifică și precisă și zice nu. Cu alte cuvinte, n-ai pus bine întrebarea. Nu e corectă întrebarea. Și la întrebarea asta trebuie să ți se vină cu, să ți se răspundă cu nu. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Cu totul altceva. Îl duce Domnul pe Iosua într-un cu totul alt spațiu, într-un alt domeniu. În mintea lui era deja cât sunt cu noi, cât sunt împotriva noastră, cum facem, ce va trebui, ce ne așteaptă, toate întrebările acestea.
Și o să vedeți că Iosua înțelege și învață lecția și imediat recunoaște domnia, recunoaște autoritatea, recunoaște stăpânirea celui care are sabia scoasă în mână și zice, ce zice Domnul robului său? Și căpetenia cu sabia în mână îi spune, înainte ca să mergi la război, you have to worship. John, dacă ne rămâne timp, mă uit la timp, la momentul ăsta, timpul e foarte generos cu noi, dar eu am probleme cu introducerea. Dacă ne rămâne timp, aș prefera să încheiem cu mă întorc la inima închinării. It's such a beautiful song pe care Domnul ni l-a dat în dimineața asta. Căpetenia îi spune, before the war, before surrounding the walls, înainte ca să faci cele 13 ocoluri, 6 zile câte un ocol, a 7-a zi 7 ocoluri, 13. Spunea fratele Teoro săptămâna asta, eu nu mă tem de cifra 13, 2013 sau 13 ianuarie sau știu 13. Pentru că e un secret de biruință în 13. Uite, Iosua a înconjurat cetatea de 13 ori. Și a 13-a oară au strigat. Și biruința a venit de la Domnul. Nu avem probleme cu cifre, nu avem probleme cu o zi mai bună ca alta. Dar lecția mare de aici este, trebuie să te închini, trebuie să te descalzi și trebuie să înțelegi că stai în prezența Domnului și trebuie să înțelegi că Domnul este șeful, nu tu. Dacă cumva n-ai știut cine e șeful și n-ai știut cine e în control și n-ai știut cine conduce toată treaba asta, trebuie astăzi să înveți once and for all. Și asta e și motivul, dacă vă amintiți, din Moise, Exod 3. Cum începe slujirea lui Moise? Moise s-a întors să vadă de ce nu se mistuie rugul. Din rug s-a auzit glasul, s-a auzit Dumnezeu, s-a auzit chemarea, s-a auzit trimiterea. Dar totul a început cu, descalță-te, închină-te. Locul pe care stai este sfânt, stai în prezența lui Dumnezeu și trebuie totul să înceapă cu această închinare. Cu această închinare. E foarte important. Specialiștii, teologii spun că teofania aceasta, apariție aceasta este o apariție înainte de întrupare a Domnului Iisus Hristos în căpetenia aceasta. Textul ebraic conduce spre această înțelegere. Deci nu este un simplu înger, nu este un simplu arhanghel, ci este chiar Dumnezeu în persoana acestei căpetenii și în apariția aceasta. Știți, dragii noștri, aveți și avem fiecare din noi ierihoanele noastre. Avem frustrările noastre, avem supărările noastre, avem resentimentele noastre, avem bolile noastre, avem sărăcia noastră, crizele noastre, insuccesele noastre. Și de multe ori suntem zdrobiți sub povara acestor multe, multe probleme. Totuși, lecția din ziua de astăzi este simplă și clară. Nu noi suntem în charge. Nu noi suntem capitanii. Nu noi suntem în control. Nu noi suntem la pupitru. Nu noi suntem cei care conducem toată lupta aceasta. Pentru că întrebarea la începutul anului 2013 este, va veni Domnul să mă ajute anul ăsta? Sau poate nu mă va ajuta, poate o să mă ajute în unele lucruri, poate nu o să mă ajute în altele, poate îi plac unele idei de ale mele, unele planuri de ale mele, altele nu-i plac. Oare o să vină Domnul sau nu o să vină? Oare o să fie în 2013 de partea mea sau o să fie împotriva mea? Și lecția din dimineața aceasta spune nu, nu. Domnul este căpetenia și acum a venit.
Descalță-te și stai pe locul sfânt și închină-te și lasă-l pe el să fie capitanul, lasă-l pe el să fie domnul, lasă-l pe el să fie împăratul. Pentru că Erihonul nu poate fi luat altfel. Știți? Întrebarea nu se pune și nu e corectă, va fi de partea noastră Domnul sau va fi împotriva noastră? Vreau să cumpăr casa asta, e Domnul de partea mea sau e Domnul împotriva mea? Vreau să fac business-ul ăsta, e Domnul de partea mea sau e împotriva mea? Vreau să mă mut din California, e Domnul de partea mea sau e Domnul împotriva mea? Vreau să fac nu știu ce decizie de business, nu știu ce să investesc, e Domnul de partea mea sau e împotriva mea? Observați cum gândim, avem un pattern, avem un fel de a gândi. Și mereu ne punem întrebarea asta, va fi Domnul de partea mea sau va fi Domnul împotriva mea? Că nu există cale de mijloc, ori e de partea mea, ori e împotriva mea. Textul de astăzi vine și te surprinde cu un nu la care nu te aștepți. Și textul de astăzi îți spune, ești wrong, complet wrong dacă pui întrebarea așa. Întrebarea nu e corectă. Pentru că această căpetenie vine și spune, eu sunt căpetenia oștirii și acum am venit. Întrebarea nu se pune de partea cui sunt eu. Întrebarea se pune de partea cui ești tu. Dacă tu te aliniezi în spatele lui Dumnezeu și spui, tu ești domnul, tu ești stăpânul, tu ești împăratul, tu ești capitanul și mergi înainte și unde mergi tu, acolo merg eu. Și dacă mergi spre o casă care trebuie luată, o luăm, că vrei tu. Dacă vrei să investesc în business-ul ăla, investesc, că vrei tu. Dacă vrei să mă opresc acolo, acolo mă opresc, că te oprești tu. Dacă vrei să mă muți, mă muți, că te muți tu, mă duci tu. Tu ești în charge, tu ești capitanul, tu ești în control, tu ești la pupitru. Întrebarea nu se mai pune de stresul, e cu mine, nu e cu mine, mă ajută, nu mă ajută. De multe ori vine și parcă zice, poate că trebuie să fiu mai bun capitan. Dacă o să fiu mai bun capitan, o să fie cu mine. O să se înroleze în armata mea și nu o să se înroleze în armata celuilalt. El nu se înrolează nici într-o armată, el are armata lui deja. El are împărăția lui, el are stăpânirea lui și el are domnia lui. Și tu trebuie să te aliniezi lui. Nu mai e problemă de a cui lupta. Ea mea, eu sunt în control, va fi cu mine, nu va fi cu mine, poate va veni să mă ajute să mă fac mai bun, dar când spun să mă fac mai bun, mă gândesc să mă fac mai bun capitan. Nu, el vine și îți rupe epoleții și spune aici, în locul epoleților, îți pun o cruce. Și când porți crucea asta, nu se mai văd epoleții, ba crucea asta are menirea să rupă epoleții. Și nu mai e vorba de niciun grad și de niciun capitan aici. Capitanul e Dumnezeu, unul singur. Știți, Domnul nu vine să ne instaleze un fel de program. Nu ne face, nu ne dă, zice, oh, you need an updated version. Și you need to be, you know, reset. Și să-ți facă așa un fel de setting și să-ți facă un fel de improvement, să te facă mai bun. Acest nu e un nu drastic, dacă vreți, e un nu radical, e un nu categoric. Să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu spune nu. Pentru că, de fapt, lecția aceasta este. Iisus Hristos e capitanul, nu noi. Noi trebuie să ne mișcăm la comanda Lui. El vine, practic, să ne ia poziția de capitan. Spune Iosua, secretul este, pentru tot ce urmează de aici înainte, secretul este ca tu să înțelegi că tu nu ești capitan, nici măcar nu ești capitan. Tu te înrolezi în armata mea și mergi după mine. Eu sunt capitanul. Ești cu mine, nu ești cu mine, vii cu mine, nu vii cu mine, mă ajuți, nu mă ajuți, mă binecuvântezi, nu mă binecuvântezi. Oare ce face Dumnezeu? Really? So we need God just to play, come and bless, come and heal, come and touch this, come and make me prosper. Yeah, but I'm in charge. Eu sunt capitanul. Don't even touch that area. Și Domnul vine și zice, listen, if you really want to get serious with this,
You have to understand the nu. Când Dumnezeu vine și spune nu. Eu sunt capitanul. Și tu? Dacă înțelegi asta, cum a înțeles Iosua, Iosua imediat a înțeles, observați? Ce spune Domnul meu robului său? N-a mai fost capitan, n-a mai fost ofițer, n-au mai fost epoleți, n-au mai fost grade, n-au mai fost ideile lui. Uite, m-am gândit că așa să facem cu Erihonul. Ce zici? Uite, îți dau, uite-te și tu pe programul ăsta. Ești de acord? Nu ești de acord? Pune ștampila. Really? It doesn't work that way. It doesn't, completely doesn't work that way. The way it works e că Domnul e in charge. Și eu sunt robul lui. Mă descalz and I start to worship. And I guess during the worship, John and all the worshipers, during the worship, the Holy Spirit comes and gives the strategy. You surround one time and one more time in 6 days, and then you surround 7 times in the 7th day, and then you shout, but then 6 zile nu scoateți o vorbă. You see? And you may say, oh, this is crazy. Cine a mai făcut asta în strategia militară? Te duci la chinezi, la toată strategia lor militară, te duci în Egiptul Antic, te duci la marile popoare, nu există așa ceva. What? Te duci în jurul cetății și sun din cornul de berbece? Pui 7 preoți în față și ăștia sună? Și voi tăceți? And maybe the Yerihon, people din Yerihon să mock you, să zică ăștia, look at them, crazy charismatics. Crazy Pentecostals, holy rollers, look at them, a bunch of losers. But that's what it is când el e capitanul. You see? Când el e capitanul. Hai să vedem ce se întâmplă când el spune nu. 3 nu-uri. Există judecata acestui nu. Practic, nu ăsta judecă ceva. Nu ăsta este un nu în ideea că luarea Erihonului pur și simplu n-a fost ideea lui Iosua. Let's start with this. Luarea Erihonului se face prin voia lui Iosua. Luarea Erihonului nu se face nici măcar prin puterea lui Iosua. Și nu se face categoric că nu se face pentru slava și pentru gloria lui Iosua. Primul nu care trebuie spus, apăsat și bine de tot, este un nu care judecă voința noastră personală. Este un nu împotriva voinței noastre personale. Pentru că aici e problema cu noi. Noi facem planurile, noi decidem, noi avem ideea, noi avem the best opinion, noi avem the best plan. Eu sunt I am the boss. Eu sunt in charge. Și probabil că eu zic, s-ar putea ca și Dumnezeu să aibă ceva de zis, dar eventual să am eu 51% din voturi și Domnul să aibă 49% din voturi. Până la urmă să totuși, you know, my will. Să întâmple voia mea. You know. Problema asta a voinței personale, asta se zdrobește aici în fața Erihonului. Asta este școala zdrobirii. Aici este the brokenness. Un nu împotriva voinței mele personale. Și voința mea trebuie să meargă în spatele capitanului și să se alinieze acolo și să spună nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Doamne. Vă aduceți aminte de cineva care a spus asta? Vă aduceți aminte? Of course. Our Lord and Master. Cazul Lot, you know? Problema lui Lot, că, you know, eu împlinesc voia lui Dumnezeu, dar o împlinesc în versiunea mea. Cu alte cuvinte, ies din Sodoma când vreau eu. Și cum vreau eu. Și dacă vreau eu,
Domnul îmi spune să ies din Sodoma, îmi spune să plec, îmi spune să-mi salvez viața, îmi spune să alerg la munte. Da, da, I will apply this will of God in my own version. Da? În versiunea mea. Da, știu care e voia Domnului, dar o să o aplic cum vreau eu. And that's a problem. It's a huge problem. În Filipeni 2, versetele 5 la 8, Pavel e foarte specific și spune așa, zice, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Really? Care era gândul acesta? De multe ori noi vorbim, you know what? Trebuie să avem în noi gândul lui Hristos. Ia, și lăsăm așa la general. Ne place să lăsăm la general. Ne place să nu fim preciși și exacți. Când vrem noi să nu fim preciși și exacți. See? Pavel vine și zice, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Care era gândul acesta? Știți? El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. S-a făcut ascultător. Știți? Și dacă vreți un caz concret și un caz clar, Matei 26 cu 39. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Aici, în zona aceasta a voii noastre. Câți dintre noi, în 2013, am vrea să punem pe altar our strong will, a very strong will. Unii din noi suntem foarte stubborn and we have a very strong will. Alții avem very strong will, dar nu ne arătăm, suntem subtle. Și manipulăm situația still with our strong will. Cum ar fi dacă înainte de a cuceri Ierihonul, se poate cuceri acest Ierihon care înseamnă eu-ul tău? Care înseamnă ambiția ta, care înseamnă pretenția ta, care înseamnă voia ta. Și să o pui pe altar și să poți să spui, nu eu, Doamne, nu mie, Doamne, nu cum vreau eu, Doamne, ci cum vrei Tu. Al doilea nu, a doua judecată a lui nu, este judecată asupra eforturilor personale. Eforturilor personale. Avem scopuri bune, avem scopuri divine, scopuri sublime, scopuri în care Domnul ne-a vorbit despre anumite lucrări, de anumite planuri care le are cu noi, dar vrem să le obținem cu eforturi personale. I can do it. Let me prove it. Să-ți demonstrezi. Știți, viața creștină e foarte greșit înțeleasă de noi. Noi credem că viața creștină înseamnă ca eu să fac ceva pentru Domnul. Greșit, total greșit dacă începe așa. Pentru că viața creștină este ca Domnul să lucreze în mine și în tine prin Duhul Sfânt. To surrender complet. Și să spui, Pavel zice, ați fost, voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu. Și ați fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. Dar nu că eu fac ceva pentru Domnul și îl impresionez pe Domnul. Wow! Domnul o să zică, my goodness, this guy is really serious. This guy is really impressing me. You know? No, nu lucrează așa. Când ești capitan, lucrează așa. Când faci pe capitanul și îți scuture poleții, you see, lucrez... You know? Eforturile mele. Nu. No. Iacov a înțeles că Domnul îl binecuvântează. A înțeles că Domnul îl cheamă. A înțeles că Domnul... Dar a zis, let me do it my way and let me do it with my own effort. Cu efortul meu personal. You know? Am să obțin binecuvântarea printr-o șmecherie, am să mă duc și am să fac cu Laban o grămadă de șmecherii, Laban nici el nu se lasă și mă ia și el cu șmecheriile lui și plătesc acolo vreo 14 ani de șmecherii.
Până când Domnul vine și mă ia de urechi și zice, What's your name? My name? Yeah, what's your name? My name is Șmecherie. Yeah, înșelătorul. Asta înseamnă Iacov. Deci, I want to change your name. I want to change your destiny. I want to change your life. I want to change everything. But can I be the captain? You mean, îmi iei epoleții? Yeah. Și ce-mi pui în loc? Eu nu pot să stau așa. Se vede că am avut epoleți, mi-ai rupt. Se vede urât. Don't worry. Punem o cruce în loc. Dar am în mine așa un strong will, am în mine așa o mândrie personală, așa un eu puternic. Don't worry, îți dau o lovitură acolo undeva, în coapsă, că toată viața ta e să șchiopătezi și când te va întreba fiul tău sau nepotul tău, Daddy, Grandpa, what happened to you? And you will say, shining and glorious, you will say, what happened to me? Peniel is what happened to me. Peniel is what happened to me. Mă întorc la inima închinării să văd fața ta. Peniel înseamnă fața lui Dumnezeu. Am văzut fața Domnului. Dar nu s-a putut cu mândria, nu s-a putut cu pretențiile, nu s-a putut cu eul, nu s-a putut cu voința mea și cu eforturile mele. Numai dacă le-am pus toate acestea pe altar și le-am lăsat acolo. You see? That's the problem. That's right there the problem. Iacob nu mai este capitan. Este robul. Așa devine Israel. Așa devine un canal prin care Domnul poate să binecuvânteze în istorie și Dumnezeu să spună sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și înșelătorul? Nu. Israel. Israel, the new man, the new everything. Știți când Domnul scrie, când Pavel scrie Galatenilor, le scrie o scrisoare foarte ciudată și le spune în Galaten 3:3, zice, voi zice, sunteți niște oameni nechipzuiți, adică fără minte. Oh. Pavel îi jignește. Cum le scrie așa? Can you just be nice? Just be nice with them. Pavel zice, nu, zice, trebuie să le dau una în coapsă să se trezească pentru că, zice, au început în duhul și acum sfârșesc în fire. Nu se poate. Și sunt dispus pentru ei să sufăr durerile nașterii până când ia Hristos chip în ei. What happened? Păi zice, what happened? Zice, acum vor să-L impresioneze pe Dumnezeu cu faptele legii. Zice, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu trebuie să ținem legea, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu trebuie să ne tăiem împrejur, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu trebuie să ținem sabatul, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, uite aici lista, trebuie să faci asta și asta și asta și asta. Really? Vrei să-L impresionezi pe Dumnezeu? Primul lucru care trebuie să-L faci e să-L lași să fie capitan. Să-ți pui eul pe altar, să-ți pui, să, to die to self, cum spunea fratele Lazar duminica trecută, to die to self, voința ta și eforturile tale. Pentru că ei nu lăsau pe Duhul Sfânt să lucreze în ei. Aveau religia faptelor de neprihănire, a faptelor personale. Nu că nu trebuie să faci faptele, că faci faptele, le face Domnul în tine, trebuie să lași pe Domnul să le lucreze în tine, să te supui, să te supui, să te supui, să lași să fie El capitanul. See? That's the point right there. Al treilea, nu. Nu este numai judecata asupra voinței personale, numai judecata asupra eforturilor personale, este și judecata asupra slavei personale, asupra gloriei personale. Vreau să-L slujim, vreau să-L slujesc pe Domnul, dar vreau să mă vadă alții, vreau să aibă o părere bună despre mine, vreau să
vreau să impresionez. Așa biserica, când predic eu, să fie în aer. You know, să... to float at some level, somehow. Because it's me. It's me. Cine mă scapă de mine însumi? Ia, ne-am întors la Domnul, nu mai bem, nu mai curvim, nu mai suntem pe internet la mizerie, nu mai batjocorim, nu mai clevetim, God have mercy, de poporul român. Ia, but still, cine mă scapă de mine? Eu meu care e așa strong, my strong will, my strong efforts, my strong glory. Really? You see? Creștinismul nu înseamnă afișarea talentelor, nu înseamnă afișarea, știu eu, valorilor personale, ca a căuta slavă personală. Pavel e foarte precis când vorbește de asta, zice, știți, eu am lucrat mai mult ca alții, dar credeți că eu am lucrat? Nu eu am lucrat. Dacă vreți să fac un statement despre mine, statementul e ăsta. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Really? Pavel zice, na, să facem o aplicație practică. Locul 1, ocupat. Eventual poți să fii locul 2, dar cel din tâi păcătos, cel mai mare păcătos sunt eu. Nu eu am lucrat, ci Harul lui Dumnezeu a lucrat în mine. It's not about me. Me, myself and I. What a lonely life. What a miserable life, you know. Me, myself and I. All centered in me. Haideți să vedeți un caz. Daniel 4, versetele 29-34. Se plimba pe acoperiș Nebucadnețar și zice, oare nu este acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu? Voința mea. A fost ideea mea, a fost planul meu, a fost visul meu. I'm a sort of a Walt Disney in a ancient version, într-o versiune din asta antică. Grădini suspendate, you know, beautiful. Asta mi l-am zidit eu. It was all my idea. Emmanuel, it's all me. It's all about me. Dacă eu n-aș fi, n-ar mai fi Emmanuel. Really? Really? It's quiet, isn't it? It's beautiful, it's quiet. That means the word goes deep and deep. Aia zice, loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele, prin eforturile mele, prin donațiile mele, prin abilitățile mele, prin talentele mele, prin tot ce am făcut eu, again, și spre slava măreției mele, self-glory. And at that very moment, his infatuation with self abruptly ended. Și din cer s-a auzit un glas care a zis, Nebucadnețar, Mr. Nabucco, let me tell you, today your kingdom, it's taken away from you. Și Domnul i-a mai dat timp să se pocăiască. Știți că când i-a tălmăcit Daniel visul, Daniel a zis, placă-ți cuvintele mele, împărate! Placă-ți sfaturile mele! Daniel a făcut un job fantastic, i-a tălmăcit visul, dar apoi i-a făcut interpretarea și personală și a zis, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu! Știți cât au trecut? 12 luni! 12 luni în care Dumnezeu l-a așteptat pe Mr. Nabucco să se pocăiască și nu s-a pocăit. Umbla așa pe acoperiș și zicea, me, myself and I. Look, eu mi-am făcut asta. It's me.
cu puterea mea, cu bogăția mea, cu energia mea, cu înțelepciunea mea, pentru slava mea. And then, Domnul a zis, we have a shipment right now. Oh, look, it's going to the zoo. Yeah. Mr. Nabucco, get into the cage. Oh, where are you taking me? To the zoo. To the zoo. O să mănânci ca animalele, o să paști ca animalele, o să faci ca animalele, până când o să te pocăiești. Și când o să te pocăiești, o să-ți vină mintea la loc și atunci o să zici, I'm not the captain anymore. Somebody else is the captain. Amen? Somebody else is the captain. And the beauty is, aici e ce surprinde pe toți. It's all about worship. It's all about worship. La ce te închini? Noi de multe ori ziceam, ne închinăm la icoana vorbitoare. Yeah, dar nu știu, poate fi mașina ta, something that you worship. Poate fi business-ul tău, something that you worship. Poate fi hobby-ul tău, something that you worship. Poate fi PhD-ul tău, something that you worship. Marele lider Iosua devine marele închinător. Știți, frați și surori, ca să cadă zidurile Erihonului, trebuie întâi să cadă zidurile Eului. Voința mea, eforturile mele, și slava mea. It's not about me. It was never about me. It's always about him. Adrian Rogers, un mare predicator care a plecat la Domnul la începutul anilor 90, mă apropie de încheiere, John, so get ready. I think we can do that song. Close with that. Mă întorc la inima închinării. Adrian Rogers s-a dus în România, a fost impresionat de adunările pline din România, a fost impresionat de cum se rugau românii și cine îl traducea și îi dădea un tur pe la biserici din România, el a tot zis, dar nu înțeleg, dar cum sunt adunările astea așa, cum sunt pline, cum se roagă, cum durează programele astea, 3-4 ore, voi stați în biserică, 3-4 ore, e posibil? Care e secretul? Și traducătorul lui și ghidul lui i-a spus, zice, Brother Rogers, a zis, zice, secretul este diferența între commitment and surrender. Și Adrian Rogers a zis, ce vrei să spui? Ce vrei să spui? Că secretul este diferența dintre commitment și surrender. Și a zis, să spun o fabulă, să spun o parabolă. A good farmer, a very good farmer, se îngrija foarte bine de animalele lui. Și într-o dimineață, găina și porcul au discutat și au zis, you know, this guy is taking such a good care of us. Ne dă de mâncare, ne îngrijește, ne curăță. Can we do something for him? Let's cook him a good meal, a good breakfast. You know, breakfast is the key. I need to learn that lesson. Eu mă scol dimineața, mă îndop cu cafea până la miază, nu mai am poftă de mâncare și la 12 noaptea ar trebui să fie cu cifru ușa de la frigider să se închidă, you know, la ora 6 să fie locked, automatic locked, că dacă nu, îi spun soției, salvează-mă, salvează-mă, dar eu sunt cu ușile amândouă deschise și zic, salvează-mă! Dar nu mă salvez eu, că abia aștept să mănânc o slăninuță, o ceva, bunătățile de acolo. Well, hai să zice să-i facem un meal, un great meal. Zice găina, yeah, right, it's a good idea. Zice, I commit the eggs. Eu dau ouăle. Și porcul zice, I commit the bacon. That's the difference.
că în momentul când ai ouăle de gătit, tu le dai, dacă vrei să le dai. Îi dai Domnului $5, că vrei să-i dai, îi dai $10, că vrei să-i dai, faci un târg cu el, îi dai o oră, dar tu îi dai și ești în charge. Când te urci pe altar și când ești gata, tu burn, ardere de tot, it's a surrender, it's a complete surrender. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, Galateni 2:20, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. So Pavel vine și spune, secretul e ăsta: I'm not the captain anymore. I surrender the will, I surrender the efforts, I surrender the glory, I surrender the self, I surrender everything. He is the captain. Now everything that I do, I worship. I worship him. I take my shoes off. This is a holy ground, and I just worship. Iată ce spune Costache Ioanid. This is the last. This is the key. That's nice. We good. Right now it's a beautiful. Oh my goodness, Costache Ioanid. Ce bine mă simt în clipa cea grea, aud glasul tău cum mă cheamă. O pune-mă în inimă liniștea ta și scapă-mă, Doamne, de teamă. Apucă-mi tu brațul puternic, puternic al tău, apucă-l puternic și ia-l. Când marea mă învolbură în spume, rămâi lângă mine la oricare val și scapă-mă, Doamne, de lume. Now it's bomba, aici e cheia. Ajută-mi privirea spre tine să țin, predat închinării de pline, așterne o mahramă pe tot ce-i străin și scapă-mă, Doamne, de mine. Ce bine mă simt când în ceasul cel greu sunt liniștea în piept cum revine. O scapă-mă, Doamne, de tot ce-i al meu și umple-mă în totul de tine. Ne ridicăm. Aceasta să fie rugăciunea noastră, cântarea noastră, închinarea noastră. Din cântare intrăm în rugăciune și îi spunem Domnului: Doamne, intrăm în Canaan. 2013 este luarea Canaanului. Prima cetate e uriașă, e Ierihonul. Doamne, ajută-ne să punem pe altarul tău euul nostru, voința noastră, pretențiile noastre, efortul nostru, slava noastră. Să înțelegem ce a înțeles Iosua, că tu ești capitanul. Că întrebarea nu se pune de partea cui ești tu, întrebarea se pune de partea cui suntem noi. Și noi vrem să spunem în ziua asta și pentru tot anul 2013, suntem de partea ta. Ne aliniem în spatele tău, mergem, călcăm pe urmele tale, mergem după tine, Doamne. Scapă-ne de teamă, scapă-ne de lume, scapă-ne de noi înșine, umple-ne în totul de tine.